Cei care aveți televizor sau radio sau, telefon, din când în când auziți git, git, un sunet ăsta care this is a test. This is only a test. Și este felul în care cei care în situații de urgență trebuie să comunice cu noi, verifică dacă sistemul merge. Nu trebuie să ne îngrijorăm, ei doar verifică sistemul. Există așa numitul test Beniamin, pe care aș vrea să vi-l arăt în seara aceasta. Este un test, o încercare, prin care un om genial, un om cu un dar de administrare și de citire a viselor, dar și a gândurilor oamenilor și a inimii oamenilor, l-a făcut în cartea aceasta a Genezei. Cel care l-a făcut este al doilea om din Egipt, e mare de tot. A salvat viața Egiptului, pentru că a tâlcuit visele lui Faraon și i-a spus, vor urma câți ani de belșug. Urmați de câți ani de... Și iată sfatul care îl dau eu, adunați așa ca să ajungă pentru atunci. Și omul acesta a fost propulsat de Faraon, a zis, bun să găsim unul mai înțelept decât tine, care are Duhul lui Dumnezeu în el, să administreze toată problema asta. Și Iosif a ajuns să fie omul doi din Egipt, după Faraon. Și ia să vedem dacă mă pricep eu la tehnică. Încolo, încoace, încolo sau jos? Unde trebuie să... Dăm tu slide-ul următor, că eu îmi plin degetele aici. Așa. Studiul acesta a Mititel face parte dintr-un studiu foarte mare, care se numește Viața lui Iacov. Și Iosif este doar un episod din viața acestui patriarh, al treilea din Cartea Genezei. Pe copilul acesta, Iacov aproape l-a pierdut. Și se părea că și Dumnezeu l-a pierdut. Pentru că, împins de valurile vieții încoace și încolo, copilul acesta, tânărul acesta, a ajuns în Egipt, a ajuns să închidă coperta și să spună s-a terminat cu etapa în care eu am fost în poporul ales al lui Dumnezeu. Știm lucrul acesta din cei doi copii pe care i-a dat Dumnezeu. S-a căsătorit cu cine? Știți că s-a căsătorit în Egipt? Și psihologia unui om, trăirile lui interioare sunt în numele pe care l-a dat copiilor. Primul nume la primul copil i-a spus Manase, care înseamnă a închis coperta. Căci Dumnezeu m-a făcut să uit casa tatălui meu. Cu bunele, cu relele, le-am închis. Nu vreau să mai știu de ei, pentru că nici ei n-au vrut să mai știe de mine. Și al doilea a spus Efraim, care înseamnă rudire. Am rost, am pus rădăcini, am ajuns la roade. Asta este viața mea. Și bărbatul acesta tânăr n-a mai vrut să știe de Dumnezeul evreilor într-un sens și n-a mai vrut să știe de poporul lui Dumnezeu. S-a despărțit de ei, s-a făcut egiptean. Numai că din slava lui Dumnezeu, care avea un alt plan pe care și Iosif l-a înțeles mai târziu, i-a zis, not so fast. Not so fast. Pentru cei cu accent de bucovineni. Not so fast înseamnă nu așa de repede. Dumnezeu n-a terminat cu Iosif. El nu știa. Dar Dumnezeu nu terminase cu Iosif. I-a spus ce s-a întâmplat până acum și ce se va întâmpla de acum încolo cu tine face parte dintr-un plan. Și tu te vei întoarce la familia ta și familia ta se va întoarce la tine. Și deschideți repede cu Biblia, că fără Biblie ne rătăcim, la Geneza, capitolul 42. Iosif, egipteanul, Manase și Efraim. Surpriză, surpriză, vin în Egipt, din Canaan,
frații lui. Când a auzit Iacov că este greu în Egipt, a zis fiilor săi, pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Asta e vorba de tată spre copii. Bă, ce stați vă uitați unul la altul? Iată că aud că este greu în Egipt. Pogorâți-vă și cumpărați-ne greu de acolo ca să trăim și să nu murim. 10 frați ai lui Iosif s-au pogorât în Egipt ca să cumpere greu. Iosif, Iacov n-a trimis cu ei pe testul Beniamin. Veți vedea, ajungem la testul Beniamin. Fratele lui Iosif, de teamă să nu-i se întâmple vreo nenorocire. Fiii lui Israel au venit să cumpere și ei greu împreună cu cei ce veneau din toate părțile pentru același lucru, căci în Canaan era foamete. Iosif era mai mare în țară, el vindea greu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Ops! Surprise, surprise! Manase, Efraim, Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin. Le-a vorbit aspru și le-a zis. În ce limbă credeți că le-a vorbit? Egipteană. Veți vedea mai încolo că vorbește prin tălmaci. Ăsta trecuse la limba engleză, nu mai vorbea românește. Probleme care le avem și noi în viața de familie. Trebuie să treacă. Era în Egipt. N-avea cum să facă, era normal să fie așa. Și s-a prefăcut că le este străin și le-a vorbit astru și le-a zis, de unde veniți? Ei au răspuns, venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Așa cum am arătat slide-ul, era îmbrăcat ca un egiptean, era tuns ca un egiptean, era, tot el era egiptean. Ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis, ce legătură este între una și alta? Iosif și-a adus aminte de visurile lui, visurile acelea în care a văzut niște snopi de grâu venind și aplecându-se în fața lui și frații lui l-au urât pentru asta. Al doilea vis, luna și stelele au venit și taică-s-o i-a zis, măi, ce visezi? Ai grijă ce visezi? De parcă un om poate să aibă grijă ce să viseze. Și el și-a adus aminte. El închisese capitolul ăsta. Era Manase și Efraim. Și Dumnezeu zice, nu, stai cu minte. Și le-a zis, voi sunteți iscoade. Ați venit numai să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns. Și începe testul acesta care se numește testul Beniamin, la care îi va supune un om genial, un administrator desăvârșit, îi pune în încercare pe acești frați ai lui care s-au împotrivit visurilor pe care i-a dat Dumnezeu. Și l-au omorât. La urmă l-au vândut, au zis, hai să nu-l omorăm. Iosif vrea să știe, sunt tot ăia, gândesc la fel, răi la fel, caracterul care l-au avut atunci s-au schimbat. Și face un plan, este un geniu al lui Dumnezeu în istorie. Ei au răspuns, nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană, noi toți suntem fiii aceluiași om. Și Iosif zice, până aici spune adevărul. Suntem oameni de treabă. Și Iosif zice, ok. Și face un test pentru niște oameni de treabă. Robii tăi nu sunt iscoade. El le-a zis, ba nu, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns, noi, robii tăi, suntem 12 frați, fii ai aceluiași om din țara Canaan și iată, cel mai tânăr este astăzi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Despre cine vorbeau? Iosif îi ascultă. Interesant. Dar frate, mi-o trăiește, deci. N-a venit cu voi, dar trăiește. Când a plecat el, avea probabil în jur de 4 ani, acum avea în jur de 17 ani acest Beniamin, pe undeva pe acolo. Iosif, care știa că spun adevărul,
are un plan al lui, un test al lui. Și zice, v-am spus că sunteți iscoade. Iată cum veți fi încercați. Pe viața lui Faraon, că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru, cel tânăr, testul Beniamin. Dacă așa ziceți și nu mințiți, să vină și Beniamin. Trimiteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți la opreală, e arestat. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu. Altfel, pe viața lui Faraon, că sunteți niște iscoade. Și i-a aruncat pe toți trei zile în temniță. A doua zi, Iosif le-a zis, faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați, luați greu ca să vă hrăniți familiile și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. Ei au zis atunci unul către altul, da, conștiința, am fost vinovați de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceasta vine peste noi necazul acesta. Din cauza lui Iosif vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegire față de băiatul acesta, dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Și versetul 23, care este subliniat aici în Biblia soției mele, ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un tălmați. Iosif a plecat la o parte de ei ca să plângă. Plânge, dar îi supune la test. Plânge, dar nu-i iartă foarte ușor. Cineva spunea că iertarea, când este dată prea ușor, devine mama unei noi fără de lege. Și Iosif nu iartă ușor. Apoi a luat pe unul dintre ei, pe Simeon, și a pus să-l lege cu lanțuri în fața lor. Iosif a poruncit să li se umple sacii cu grâu, să pună argint fiecăruia în sacul lui, să li se dea merinde pe drum și așa s-a făcut. Și au încărcat grâul pe măgar și au plecat. Unul din ei și-a deschis sacul să dea nutreț măgarului în locul unde au rămas peste noapte, a văzut argintul la gura sacului și a zis, au făcut toți și au văzut același lucru? Li s-a tăit inima, s-au întors la tatăl lor Iacov în țara Canaan și i-au istorisit ce li se întâmplase. Totul era dintr-un plan, este un plan pe care Iosif l-a pus în mișcare. Omul acela care este domnul țării ne-a vorbit aspru și ne-a luat drept iscoade. Noi am spus, suntem oameni de treabă, nu suntem iscoade. Suntem 12 frați, fii ai tatălui nostru, unul nu mai este și cel mai tânăr este astăzi cu tatăl nostru în țara Canaan. Și omul acela, nu știau ei că ăla Iosif, care este domnul țării, ne-a zis, iată cum voi cunoaște dacă sunteți oameni de treabă. Lăsați la mine pe unul din frații voștri, luați merinde pentru familiile voastre și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr. Voi ști astfel că nu sunteți iscoade, ci sunteți oameni de treabă. Apoi vă voi da înapoi pe fratele vostru și veți putea să străbateți țara în voie. Când și-au găsit golițații, au găsit argintul, tatăl lor s-a speriat, el s-a speriat. Și Iacov spune, voi mă lipsiți de copii, Iosif nu mai este, Simeon nu mai este și voi vreți să-l luați și pe Beniamin? Toate acestea pe mine mă lovesc. Ruben a zis tatălui său, să-mi omor pe amândoi fiii mei dacă nu-ți voi aduce înapoi pe Beniamin. Dă-l în mâna mea și ți-l voi aduce înapoi. Iacov a zis, fiul meu nu poate să pocoare împreună cu voi, căci fratele lui a murit. Aceeași mamă, doi copii din aceeași mamă, mama iubită de tatăl lor. Și el a rămas singur. Dacă i s-a întâmplat vreo nenorocire în călătoria pe care o faceți cu durere, veți pogori perii mei albi în locuința morților. Nu l-a lăsat. Un test pentru niște oameni cum se cade. Care erau defectele acestor oameni cum se cade? Interesant, numai după ce am ajuns în străinătate, mi-am dat seama ce frumoasă și ce complicată e limba română. Fratele, că vorbim iarăși de fratele Vumbranțu, să vorbesc despre soția lui Iacuș,
Spunea, numai în limba română se spune adevărul despre mintea. Mintea minte. Numai în limba română este așa. Nu vă încredeți în inteligența voastră, pentru că mintea minte. Eu m-am uitat la cuvintele acestea și am zis, m-am săturat de oameni cum se cade. Vreau să mă întâlnesc și cu oameni cum se ridică. Limba română e foarte interesantă în felul în care este făcută. Un test pentru oameni cum se cade. Și frații ăștia lui Iosif au avut trei păcate și Iosif le verifică pe fiecare. Au fost gata să-și ucidă un frate. Ducă-se! Și Iosif zice, lăsați aici pe Simeon. Să văd dacă sunteți în stare să renunțați la Simeon așa cum ați renunțat odată la mine. Și să-l aduceți și pe Beniamin. Au invidiat un frate preferat. L-au urât pe Iosif pentru că taică-su i-a făcuse o haină vestiță și îl iubea mai mult. Și n-au putut să suporte lucrul acesta. Și al treilea, nu le-a păsat. Au fost gata să vadă un tată verin. I-au luat haina aceea colorată, au înmuiat-o în ceva sânge de animal și au trimis-o și au zis, nevinovați, vezi dacă nu cumva asta e haina băiatului tău. Astea sunt problemele pe care Iosif le cunoaște. Și vrea să-i verifice, să vadă dacă ăștia sunt oamenii care între timp Dumnezeu a lucrat la caracterul lor și merită să-i ierte. Nu iartă până nu-i verifică. Și prima dată spune, lăsați-l pe unul dintre voi aici și plecați. Să văd dacă mai veniți după el. Și le-a dat și banii la ușa, la saci, pentru ca să le fie greu să vină înapoi. Și puteau să zic, am făcut un business în Egipt, nu mai venim înapoi. Ce ne pasă nouă de ăla la altul? Estul Beniamin. Și, by the way, să nu veniți dacă nu aduceți pe ăla de care a zis că mai este. Și oamenii aceștia trebuie să meargă înapoi, dar tatăl nu-i lasă. Foametea bântuia încă în țară, capitolul 43. Când au isprăvit de mâncat grâul pe care îl aduseseră din Egipt, Iacov a zis fiilor să-i duceți-vă iară și cumpărați ceva de rinde. Iuda i-a răspuns. Și veți vedea, Iuda este cel care vorbește, pentru că are rolul lui profetic. Omul acela ne-a spus curat să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi. Dacă vrei, deci să ne trimiți pe fratele nostru, dacă vrei să trimiți pe fratele nostru, pe Beniamin cu noi, ne vom pogorâ și îți vom cumpăra merinde. Dar dacă nu vrei să-l trimiți, nu ne vom pogorâ, căci omul acela ne-a zis să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va veni cu voi. Israel a zis atunci tatăl lor și l-au văzut pe tatăl lor cum se pârpelește, cum se perpelește și cum se moare așa sau îl trimite pe ăsta sau ce face. Pentru ce mi-ați făcut un astfel de rău și ați spus omului acelor că mai aveți un frate? De ce ați spus? Eu răspuns, omul acela ne-a întrebat despre noi și familia noastră și a zis, mai trăiește tatăl vostru, mai aveți vreun frate? Și noi am răspuns sincer, cinstit la întrebările acestea. Puteam noi să știm ce are care să zică, aduceți pe fratele vostru? Iuda a zis tatălui său Israel, trimite copilul cu mine ca să ne sculăm și să plecăm și vom trăi și nu vom muri. Noi, tu și copiii noștri. Răspund eu pentru el și să-i ceri înapoi din mâna mea. Dacă nu-l voi aduce înapoi la tine și dacă nu-l voi pune înaintea ta, vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna, căci dacă n-am fi zăbovit, de două ori ne-am fi întors până acum. Israel, Iacov, tatăl lor, le-a zis, fiindcă trebuie, faceți așa. Luați-vă din țaci ceva din cele mai bune roade ale țării, ca să duceți un dar omului aceluia, și anume puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale, luați cu voi argintul de două ori și ăla și altul și aduceți înapoi, duceți înapoi argintul pe care vi-l puseseră la gura sacilor, poate că a fost o greșeală. Luați pe fratele vostru, asculați-vă și întoarceți-vă la omul acela. Dumnezeul cel atotputernic să vă facă să căpătați trecere înaintea omului acela și să-l lase să se întoarcă împreună cu voi și pe celălalt frate, pe Simeon și pe Beniamin. Iar eu,
Dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu. Au luat darul, au luat cu ei argint, s-au dus în Egipt, s-au înfățișat înaintea lui. Cum a văzut Iosif pe Beniamin cu ei, a zis economului său, bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, căci oamenii aceștia au să mănânce cu mine la amiază, vorbea în egipteană. Omul a făcut ce-i poruncise Iosif și a dus pe oamenii aceia în casa lui Iosif. Urmează una din cele mai caragioase scene din Biblie. Ei s-au temut când au văzut că îi bagă în casa lui Iosif și au zis, ne bagă în lăuntru din pricina argintului pus în sacii noștri data trecută. Vor să se năpustească peste noi ca să ne ia rob și să pună mâna pe măgarii noștri. Unde dai? Am luat tinerii din biserica noastră și mergeam periodic la familia Von Brand și dânsul era sus și până l-au pregătit să poată să vină la noi. A stat cu noi tanti Sabina, soția dânsului. Foarte puțini oameni știu că tanti Binții a fost mai bună predicătoare decât Nenerica. Stăteam acolo cu tinerii și uite, am un text pentru voi astăzi, copilașilor. Și vreau să vă citesc. Și a citit versetul acesta și a spus tot ce era mai bun în Egipt era pregătit pentru ei. Și Dumnezeu avea de gând să le salveze viața și să le dea tot ce e mai bun în Egipt. Ei n-au înțeles nimic și se temeau că o să le fure măcar. Nu-i așa că sunt caragioși, noi toți și copiii, ha, 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 ha. Tanti Bințea s-a întors așa cum se întorcea numai dânsa și a zis, uite așa suntem și noi cu Dumnezeu. Mulți ne temem de Dumnezeu când El vrea să ne bage în casa Lui de onoare și noi ne temem că Dumnezeu, care are toate în cer și pe pământ, vrea să ne ia măgarii. Așa e, copii? Așa e, copii? Că de-aia unii dintre voi nu vreți să veniți la Dumnezeu, că Dumnezeu poftește la măgarii voștri. Cheamă pe econom, îi spun pățania cu banii, economul spune, fiți liniștiți, știu de bani, stați liniștiți. Vine Iosif, versetul 27, el i-a întrebat de sănătate și a zis, bătrânul vostru tată de care ați vorbit este sănătos, mai trăiește? Ei au răspuns, robul tău, tatăl nostru, este sănătos, trăiește încă. Și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ, așa cum văzuse Iosif în... Iosif începe să priceapă, nu se poate pune capac la rolul lui pe care Dumnezeu îl are în istorie. Iosif a ridicat ochii și aruncând cu o privire spre fratele său Beniamin, pe care îl iubea, era singurul fiu al mamei sale, a zis, cumva detașat, acesta este fratele vostru, cel tânăr, despre care mi-ați vorbit, și adăugat, Dumnezeu să aibă milă de tine, fiule. Iosif a isprăvit repede, căci se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. Nu e o slăbiciune să plângi, câteodată trebuie să plângi. A intrat de grabă într-o odaie și a plâns acolo. După ce s-a spălat pe față, a ieșit din odaie și silindu-se să stăpânească, a zis, aduceți de mâncare. A doua etapă, al doilea test. Au adus de mâncare lui Iosif de o parte și fraților lui de o parte. Egiptenilor care mâncau cu el le-a adus de asemenea mâncare de o parte. Căci egiptenii nu puteau să mănânce cu evrei, fiindcă lucrul acesta pentru ei era urăciune. Evrei creșteau animale, ei aveau zei care erau animale și nu mergea. Frații lui Iosif s-au așezat la masă în fața lui de la întâiul născut, după dreptul lui de întâi născut, până la cel mai tânăr așezat după vârstă. Și se uitau unii la alții cu mare mirare. Nu ne ia măgari, ne dă de mâncare. Nu înțelegeau nimic. Iosif a pus să le dea din bucatele care erau înaintea lui, iar Beniamin a căpătat, ce scrie? De 5 ori mai mult decât ceilalți.
Iosif se uita, la cine se uita? De ce a vrut Iosif ca Beniamin să primească de 5 ori mai mult? Pentru că odinioară, când el a fost favoritul tatălui, l-a urât. Iosif a făcut o nedreptate. Le-a dat lui Beniamin mai mult și s-a uitat la ei. Se vadă, accepte ideea că viața asta nu e dreaptă. Oamenii au destinul așa cum l-a hotărât Dumnezeu. Că unul primește mai mult și altul primește mai puțin. Și trebuie să accepte. Și dați-i de 5 ori mai mult. Și el nu se uită la Beniamin, se uită la ei. Și comentariul spune așa, făcut de Duhul Sfânt. Și au băut și s-au veselit până cu el. Niciun resentiment, nici o bătăcie i-a dat lui ăsta mai mult, băi. Și țineți minte, Beniamin pleacă împreună cu ei și rămâne testul numărul 3. Deci pune potirul meu în sacul celui mai tiner. Ei pleacă, Iosif trimite potera după ei, îi arestează pe drum. Cum de v-ați gândit să furați potirul stăpânului meu care v-a făcut așa de mult bine? Saci jos! S-au găsit în sacul lui Beniamin potirul. Vă dați seama ce șoc a fost peste frații lui Beniamin, pentru că asta însemna că Beniamin trebuie să meargă înapoi. Și ei trebuiau să meargă acasă fără Beniamin. Ei și-au rupt hainele, și-au încărcat fiecare măgarul și s-au întors în cetate. Iuda și frații au ajuns la casa lui Iosif pe când erau încă acolo și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif le-a zis, ce fapte ați făcut? Nu știți că un om ca mine are putere să ghicească? Iuda, același Iuda, întotdeauna Iuda, a răspuns, ce să mai spunem Domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față? Fiecare cuvânt pus de Duhul Sfânt aici are importanța lui și greutatea lui. Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Dar era numai Beniamin. Dar conștiința lor zicea, noi plătim acum ce am făcut atunci cu Iosif. Nu suntem oameni cum se cade. Dumnezeu ne-a dat pe față și plătim astăzi. Tu nu înțelegi, dar noi știm pentru ce plătim noi astăzi. Iată-ne robi ai Domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Dar Iosif a răspuns, să mă ferească Dumnezeu să facă așa ceva. Omul la care s-a găsit paharul va fi robul meu. Dar voi suiți-vă înapoi în pace la tatăl vostru. Plecați fără Beniamin. La gândul că vor da ochii cu tatăl lor la care îi trimiseseră altă dată o haină mânjită în sânge, nu le-au păsat că suferă tatăl lor. Au făcut-o, l-au vândut ușor. Tata suferă, mare lucru. Iosif vrea să-i vadă acum cum reacționează. Atunci Iuda s-a apropiat de Iosif și a zis, te rog, Domnul meu, dă voie robului tău să spună o vorbă robului meu, ca să nu te mâni pe robul tău, că tu ești ca faraon. Și conștiința începe și se varsă. E pocăința unor oameni care s-au schimbat între timp și Iosif abia aștepta să audă cuvintele astea. Domnul meu a întrebat pe robii tăi, zicând, mai trăiește tatăl vostru și mai aveți vreun frate? Noi am răspuns domnului nostru, avem un tată bătrân și un frate tânăr, copil făcut la bătrânețea lui. Băiatul acesta avea un frate care a murit. A murit? No, noi l-am vândut. Și care era de la aceeași mamă, el a rămas singur și tatăl lui îl iubește. Tu ai zis robilor tăi, aduceți-l la mine ca să-l văd cu ochii mei. Noi am răspuns robului meu, băiatul nu poate părăsi pe tatăl său, că dacă îl va părăsi tatăl său, are să moară. Tu ai spus robilor tăi, dacă nu se va pogorâ și fratele vostru împreună cu voi, să nu mai vedeți față. Când ne-am mulțumit la tatăl meu, robul tău, i-am spus cuvintele domnului meu. Tatăl nostru a zis, duceți-vă iarăși și să ne cumpărați ceva merinde. Noi am răspuns, nu putem să ne ducem dacă fratele nostru cel tânăr nu va fi cu noi.
Numai atunci ne vom duce, căci nu putem vedea fața omului acelui decât dacă fratele nostru cel tânăr va fi cu noi. Robul tău, tatăl nostru, ne-a zis să voi știți că nevastă mea mi-a născut doi fii. Unul a ieșit de la mine și cred că a fost fâșiat negreșit de fiare, căci nu i-a mai văzut până astăzi. Dacă mai luați și pe acesta și se va întâmpla vreo nenorocire, cu durere îmi veți pogorâ bătrânețele în locuința morților. Și Iuda zice, acum dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul de sufletul căruia este nedeslipit sufletul lui, el are să moară. Tata moare! Tata moare! Când va vedea că băiatul nu este. Și robii tăi vor pogori cu durere în locuința morților, bătrânețea robului tău, tatăl nostru. Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, dar te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob al Domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah! Să nu văd mâhnirea tatălui meu! Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas niciunul cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de mare, așa de tare, că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Urla, urla, urla! Iosif a zis fraților să eu sunt Iosif. Mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu-i puteau răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților să-i apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie adus în Egipt. De ce nu v-am spus de prima dată? Pentru că v-am pus la încercare. Am făcut un test pentru niște oameni cum se cade. Am vrut să văd dacă puteți să renunțați la unul dintre ai voștri fii, la Simeon și acum la Beniamin. Am vrut să văd dacă acceptați ca lui Beniamin să-i dau mai mult. Niciunul dintre voi n-a scârsit. Mi-a plăcut de voi. Și am vrut să văd dacă de data aceasta puteți să-i mai frângeți inima lui tata, cum i-ați frânt-o data trecută. Nu vă iertam. Dar v-am văzut. V-am simțit. Și vă iert. Dumnezeu v-a schimbat viața. Eu nu sunt mai mare decât Dumnezeu. Toate le-a rânduit Dumnezeu. Eu uitasem despre tata, uitasem despre voi și închisesem capitolul acesta. Când am ținut la noi în biserică studiul acesta, a venit un frate și a zis, Daniel, de unde ai scos tu chestia asta cu a închis capitolul acesta? Și am spus, frate dragă, în Biblie există foarte puțini oameni desăvârșiți de care nu scrie nimic rău. Unul dintre ei a fost prieten cu David. A fost cine? Fiul lui Saul numit Ionatan. Și al doilea este Iosif, despre care comentatorii mulți spun că nu scrie nimic rău în Biblie. E bine, scrie. Ce scrie frate Daniel în Biblie rău despre Iosif? Iosif care a trimis carele lui Faraon să-l aducă pe taică-su. Iosif, când a ajuns mare în Egipt, nu a catadixit să trimeată niște iscoade să vadă dacă tatălui mai vina lui Iosif. Ei au uitat de el, dar și el a zis, vreau să uit de ei.
Nu s-a dus el personal, dar hai să zicem că era prea mare să se ducă personal cu alai în Canaan. Dar putea să trimeată pe oricare dintre slujitorii lui în Canaan să caute pe taicăsul și pe frații lui să vadă dacă trăiesc. Dar Iosif a zis Manase. Manase. I-am uitat. Câteodată noi luăm hotărâri care le luăm în inima noastră și ni se par corecte. Dar Dumnezeu e mai mare decât inima noastră, așa este? Și dincolo de întâmplările în care devenim temporar înțelepți sau neînțelepți unii față de alții, până la urmă înțelegem că deasupra tuturor există un Dumnezeu care are un plan care ia în considerare până și greșelile noastre. Și care poate să îndrepte toate greșelile noastre pentru slava numelui Lui și pentru binecuvântarea noastră. Slăvit să fie Dumnezeu! Am vrut să fie un studiu scurt, dar mi-e foarte greu să vorbesc scurt când e vorba de Iosif. Un geniu. Un geniu. Iertarea nu se dă așa de ușor. This is a test. This is only a test. I-a pus la încercare. Dacă Dumnezeu, ca atunci când noi suntem puși la încercare, să ieșim bine și să dovedim că viața noastră s-a schimbat prin harul și puterea lui Dumnezeu. Amin? Amin.